Şarjı bezifete bekiyada. Ay sanki yapayım. İmagin terefiante terefiante yas. Un tânăr a murit carbonizat după ce mașina în care se afla a explodat. Deci da. Hai să începem. Vreau clipul. Un tânăr a murit carbonizat, iar alte două persoane au fost rănite în urma unui accident petrecut luni seară. Apropo, asta... Acum 12 ore. Când ești pe... Iunie, 1 iunie. Nu, ieri. Adică, da. Deci, pe ăsta, pe 31 mai s-a întâmplat chestia asta. Mă rog, pe 31 mai a fost postat. Deci, hai să continuăm. Unui accident. Accident petrecut luni seară între localități. Localitățile Lețcan și Podu Iloaiei din județul Iași. Polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul că în afara localității Podu Iloaiei a avut loc un accident rutier. Soldat cu victime omenești. Un autoturism s-ar fi răsturnat în afara porții carosabile ulterior, apărând un incendiu, în urma accidentului rutier. A rezultat rănirea a două persoane și decesul unei alte persoane rămase încărcărată în autoturism. În cauza se efectuează cercetări sub aspectul săvăririi infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și uchidere din culpă în vederea clarificării întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun. Se arată în comunicatul poliției. Șoferul autoturismului care a scăpat nevătămat a refuzat să sufle în etilotest și spune că, de fapt, pasagerul care a murit carbonizat s-ar fi aflat la volan. Martorii și polițiștii însă îi contrazic. Momentul în care explodează mașina în care tânărul de 18 ani a murit carbonizat a fost surprins de camere. Mai multe persoane au încercat să scoată victima din mașină, dar nu au mai avut timp. Am achiat vlogul, dar nu știu cum să fac să vă spun. Să filmez eu cu OBS-ul sau să-l descarc, dar nu știu cum să descarc, nu că e din ziare, e de pe site-ul ăsta, este sursa zilei, pardon, nu ziare. Denzura este de la site, nu altundeva, altă sursă, deci n-am cum să, poate să filmez cu obiectul, dar nu știu. Poate nu știu. Mai mă gândesc, deci da. În imaginele subprinse de o cameră de bord se pot vedea încercările nereușite ale salvatorilor de a scoate ultimul pasager din autoturism. Un tânăr de 18 ani, acesta se afla pe scaunul din dreapta al șoferului, însă autoturismul se afla răsturnat pe o parte, altfel încât misiunea salvatorilor este foarte dificilă. Ei încercară să repună autoturismul Audi înapoi pe roți pentru a-l scoate băiatul de 18 ani. Misiunea aia fârșit în momentul în care are loc o explozie de flăcări care îi surprinde pe Kay Kinch, bărbați care încearcă să stingă focul cu mâinile. A transmis marți asociația pentru protecție rutieră. World Street. Într-o
postare pe pagina de Facebook. Accidentul a avut loc aseară la ora 20 între Letcani și podul Iloaie. Șoferul unui Audi a frânat inexplicabil 70 de metri, apoi a ieșit în decor, unde a rupt un copac de pe marginea drumului. Autoturismul a luat foc, însă șoferii cu prezența de spirit au reușit să scoate la timp din mașină în flăcări un băiat de 22 de ani și o fată de 21 de ani. Cel de 18 ani nu a mai putut fi scos, a mai transmis organizația. Ăsta a fost episodul Bese Fete. La revedere! Sper că v-a plăcut! And remember, like and subscribe!